Destin, dominație, amăgire. Mordekaiser, spectru de fier. Într-o epocă de mult apusă, ținuturile sălbatice din nord au fost devastate de un despot năprajnic. San Uzal. S-A-H-N. Presupun că San îi zice, o să zic Shan, San. Lăsăm San. Mânat de o credință întunecată, războinicul a nimicit toate triburile și așezările care au stat în cale, făurindu-și un imperiu prin sânge și moarte. Când a îmbătrânit, unul dintre gândurile care îl umpleau de bucurie era că avea să primească un loc etern la masa zeilor din sala oaselor. După ce și-a dat ultima suflare, nu mică i-a fost mirarea când n-a avut parte nici de săli, nici de glorie în viața de apoi. În schimb, San Uzal s-a trezit într-o pustietate cenușie. În jurul lui era doar ceață diafană, iar de pretutindeni și de nicăieri se auzeau șoapte disonante. Din când în când, pe lângă el, treceau alte suflete pierdute, biete fantome care rătăceau în uitare. Pe San Uzal l-a cuprins furia. Nimic din ce crezuse nu era adevărat sau faptul că dominase lumea nu fusese destul pentru a-i asigura nemurirea pe care și-o dorea atât de mult. Spunea că neantul nu poate fi tot ce există după moarte. Dar acesta părea să se întindă la nesfârșit. Spiritele mărunte din jurul lui dispăreau lent în ceață, pierzându-se pe vecie. San Uzal însă a refuzat să dispară. Voința lui călită de furie și suferință l-a ajutat să nu se stingă. De-a lungul timpului a ascultat atât de mult șoaptele misterioase din neant încât aproape că a ajuns să le înțeleagă. A aflat că erau rostite în Okun, o limbă profană pe care niciun muritor nu o vorbea, dar el știa deja despre ea, bineînțeles. Încetul cu încetul, în ceea ce mai rămânsese din mintea lui, a început să se formeze un plan diabolic. Despotul a reușit să străpungă vălul dintre tărâmuri, suficient ca să-i ademenească cu șoapte îmbietoare pe toți muritorii dorniți să-l asculte, promițându-le o parte din puterea lui enormă. Într-o bună zi, eforturile lui au dat roade. Un sabat de vrăjitori a decis să-l aducă pe San Uzal înapoi la viață. Din trupul lui nu mai rămăsese nimic, așa că i-a îmboldit pe vrăjitori să-l facă mai puternic decât orice muritor și să lege spiritul de platoșe întunecate de metal, care semănau cu fosta lui armură. Astfel, despotul a revenit la viață transformat într-un spectru de fier și ură. Vrăjitorii erau însetați după putere și sperau să-l folosească împotriva inamicilor lor în războaiele meschine. Din nefericire pentru ei, armele și magia lor erau inutile împotriva spectrului, atunci când acesta s-a întors împotriva lor, ucigându-i. Cuprinși de disperare, vrăjitorii au strigat numele încercând să-l controleze prin magie, dar degeaba, San Uzal nu mai exista. Cu o voce puternică și nepământească și-a rostit noul nume în limba Okun, Mordekaiser. Așa și-a început cea de-a doua campanie de cucerire a tărâmul murit. Bă, frate, adică ești cel mai mare cuceritor în viață și după ce mori te reîncarnezi ca să mai cucerești toate. Eze. Despotul era la fel de ambițios ca înainte, iar magia necromantică îi amplificase puterile mai mult decât ce-ar fi imaginat vreodată. Din sufletele înfricoșate ale vrăjitorilor uciși, Mordekaiser a favorit o armă potrivită pentru un împărat al morții. A sfințit buzduganul lui năprasnic. Apoi a luat în stăpânire armata pe care aceștia o strânseseră. Pentru cei care luptau împotriva lui era ca și cum distrugerea și masacru ar fi fost singurul scop al lui Mordekaiser, iar sângeroasele lui campanii au ucis generații întregi. Cu toate acestea, planul lui Mordekaiser era mult mai complex. A ridicat eternul bastion chiar în mijlocul imperiului său și chiar dacă mai toată lumea a crezut că era doar cetatea lui de căpătâi, unii au ajuns să afle secretele acestea. Mordekaiser râvnea să afle toată cunoașterea interzisă despre spirite și moarte și voia să înțeleagă cu adevărat tărâmul sau tărâmurile de după viață. Însă tirania de care dă dovadă i-a atras doar pe inamici. În mod surprinzător, spectrul de fier a fost învins de o alianță a triburilor de Noxii și... Noxii? Ce... Naiba. Și de trădători din propriul lui cerc. Societatea lor secretă a reușit să rupă legătura dintre sufletul lui și platoșa de fier, apoi a închis armura goală într-un loc ascuns. Astfel, Mordekaiser a fost alungat de pe tărâmul fizic. Nimeni nu știa însă că spectrul de fier se pregătise pentru astfel de posibilitate, ba mai mult se baza pe ea pentru marele său plan. Puterea de a domina și de a amăgi îl dusese atât de departe, dar Mordekaiser știa că avea un destin mult mai măreț decât sala oaselor. Acolo unde fusese odată doar neantul aștepta toți cei care muriseră de-a lungul ultimele lui domnii. Deoarece fuseseră pervertite de forțe magice întunecate, spiritele lor nu aveau să dispară niciodată. Cele mai puternice din ele au devenit armata eternă și devotată al lui Mordekaiser, dar chiar și cele slabe au primit un lor. Din esența lor, Mordekaiser avea să făurească un nou imperiu. Lumea de dincolo avea să fie clădită cu ajutorul lor. De atunci, multe secole au trecut peste Runeterra, iar în jurul eternului bastion s-a ridicat un alt imperiu. Acum, numele Mordekaiser este pomenit cu teamă și respect de către pasionații de istorie veche
și cu mult venin de către sufletele străvechi care l-au cunoscut deja. Pentru ele, cel mai îngrozitor lucru ar fi ca Mordecaiser să se întoarcă pe tărâmul muritorilor și să rămână aici pe vecie. Se roagă ca acea zi să nu vină niciodată, deoarece nimeni nu a găsit o cale de a-l opri. Și așa, Mordecaiser a devenit Mordecaiser. Bă, îți dai seama că ăsta cucerise tot viu, după aia a murit, a mai cucerit odată tot ca și mort viu și tot ăsta a fost planul lui ca ce omoară în lumea viilor să devină armata lui în lumea de dincolo. Dă-te încolo. Nice.